Și să vă spun că am o plăcere deosebită să fiu lângă niște prieteni ai artei, dar pentru prima dată sper să fiți și prieteni ai științelor. Este un dialog fabulos, zic eu, între știință și artă, pe care mi l-am dorit foarte mult. Foarte scurt o să o fac o mică istorie de unde a plecat această dragoste, aș putea să spunem, această aplicare către un fenomen pe care noi îl cunoaștem mai puțin, dar care este absolut fabulos. Este un român care a cucerit lumea, este un savant de renume mondial, cum spuneam, și este puțin cunoscut pe nedrept uitat, deci puțin cunoscut pentru publicul larg. El fiind cel care a cucerit, cum spuneam, întâi și întâi Londra, cu invențiile sale, după care Parisul s-a întâlnit în America cu Edison și a fost numit în anul 1916 unul dintre cei 17 pionieri ai progresului tehnic, alături de mari inventatori, Einstein, Marconi, Marie Curie, Edison, Marconi, am spus, Graham Bell și Thomas Alva Edison. Este o mândrie pentru noi românii să știm că un român a studiat matematica, este fiul de profesor de matematică Universitatea la Sorbona, Gheorghe Constantinescu. Gheorghe Constantinescu este născut în Craiova și prin studiul său, și aici este simbioza, acest dialog, cum spuneam, între știință și artă, studiul său al armoniei muzicale a făcut ca să descopere această teorie a sonicității și a pus bazele unei teorii care, la rândul ei, are foarte multe aplicații pe care le simțim în fiecare zi, dacă vreți, în fiecare oră, și nu ne dăm seama ce valori avem, începând de la forajul petrolier, de la banalul picamer pe care îl auzim pe șantierele de construcții, de la tot ce înseamnă motoarele sonice care au fost, cu care au fost echipate mașini, locomotive, vapoare, și motoarele sonice sunt foarte puțin cunoscute. Vreau să vă spun de unde a plecat această, spuneam o dragoste, poate nu-i mult spus, nu este exagerat, de la cunoașterea aprofundată a acestui fenomen, pentru că Gheorghe Constantinescu este un fenomen. Am avut norocul să fiu studentul unui profesor eminent, profesor universitar, dr. Alexandru Măruță, care este în aceste fotografii și care, în 1963, a avut plăcerea să-l primească pe ilustru Gheorghe Constantinescu la Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice. Acolo sunt foarte mulți inventatori, printre care marele inventator Ion Bazgan, care a folosit teoria sonicității și a demonstrat că se poate obține combustibil de la 15.000 de metri. Până atunci se obținea numai de la 1.500 de metri și statul american, în urma unor procese, are să-i dea familiei, bineînțeles, suma de 8 miliarde de dolari, care este o expertiză făcută de o societate din Germania, ca să vedeți seama ce însemnătate a avut această teorie a sonicității cu foarte multe aplicații. Ei bine, acest eminent profesor universitar, care a fost profesorul meu, este aici lângă noi și vă rog să-l aplaudați, se numește profesorul Alexandru Măruță. Legătura cu arta și această mânușă aruncată artiștilor a fost pentru a rămâne și pentru a face această aniversare, ca să îl cunoaștem pe Gheorghe Constantinescu la adevărata evaluare, și artiștii au răspuns și le mulțumesc foarte mult pentru că într-un timp relativ scurt au putut să imortalizeze acest zâmbet, această putere cu care el ne-a fascinat cu invențiile sale și cu care ar trebui să ne mândrim mereu. Sunt foarte multe construcții și aici un artist a imortalizat binecunoscuta bibliotecă, Serviciul Central al Bibliotecii, fosta clădire, Serviciul Central al fostei clădiri Biblioteca Națională, care înainte era Camera de Comerț, Palatul Camerei de Comerț, Palatul Bursei, de fapt, Hotelul Hilton, și este vorba de celălalt edificiu, celălalt imobil, care este numai puțin
decât sediul actual al primăriei municipiului București. Foarte puțin știu că acest edificiu a fost proiectat și construit de un mare inginer român, Elie Radu, și studentul lui Gogu Constantinescu. Nu întâmplător, ne aflăm la 10 metri, nu exagerez, de casa memorială Elie Radu, care este o bijuterie și este încă o mânușă aruncată artiștilor pentru a imortaliza. Este exact casa de vis-a-vis de noi. Am spus că poate nu întâmplător, Elie Radu fiind cel care a făcut prima canalizare a Bucureștiului la Bragadiru. Era mai mare decât Gogu Constantinescu, născut în 1853, Gogu Constantinescu în 1881. Nu putea să semneze studentului care nu avea decât 24 de ani și pe acte apare de cele mai multe ori Elie Radu, dar teoria betonului armat, pardon, a fost făcută de Gogu Constantinescu în 1905, după care au urmat aceste clădiri, 1906, primul pod de beton armat din România, acesta, care a fost imortalizat de prietenul nostru Mihai Romanescu, prietenul galeriei Contrast, care a participat la tabăra de pictură Portret de acum 6 ani. Acesta este portretul, podul din 1906. Și mai departe a fost cupola Camerei Deputaților, de pe dealul Patriarhiei, actualul dealul Patriarhiei, care a fost Camera Deputaților, o poveste foarte interesantă, când au fost fisuri în cupolă și tânărul inginer de numai 24 de ani, Gogu Constantinescu, a venit și a făcut o cupolă din beton armat, prima cupolă din beton armat, care a fost deschidere de 8 metri. Deputații nu au vrut să intre, a venit, au luat niște saci de nisip, a făcut proba și așa au intrat deputații. Deci ceea ce vreau să vă spun este că această simbioză între știință și artă a fost și în gândirea lui Gogu Constantinescu, respectiv teoria sonicității a plecat de la studiul pianului și studiul mama sa fiind pianistă desăvârșită, Ana, femeie de original saciană, și cu ajutorul studiului trompetei și-a dat seama că aceste sunetele sunt compresibile și pot da naște energie. Asta înseamnă teoria sonicității, transmiterea mișcării prin vibrațiuni, așa cum spunea cu Constantinescu acum exact 100 de ani, în discursul pe care l-a avut la înalta școală de poduri și șosele din 4 noiembrie 1919, când a prezentat această conferință și imediat, în 1920, a fost membru titular al Academiei Române, urmând ca în 1965, în 3 februarie, să devină membru titular al Academiei Române, deci un mare academician, repet, pe nedrept uitat, și care trebuie și cu ajutorul artiștilor să fie prezentat ca un brand de țară, dacă vreți, ca un brand al orașului Craiova, care nici măcar nu au răspuns la o sesizare, la o cerere pe care am avut-o din partea Fundației Naționaliști Țărani, pe care o reprezint în funcție de vicepreședinte, și după ce am reușit ca anul acesta să fie făcut Gogu Constantinescu cetățean de onoare al municipiului Craiova, la solicitarea mea, ca și domn profesor Măruță, la venerabilă vârstă de 92 de ani, să fie de asemenea născut în Craiova, să fie cetățean de onoare, nu au cadarțit să primesc un răspuns. Nu vreau să vă mai țin, vreau numai să vă spun că am deosebită plăcere să fie, dacă vreți, din toată țara, din Piatra Neamț, prietenii mei, care o să-i citesc imediat, din Brașov și, bineînțeles, din București, o să prezint din Sibiu și o să prezint foarte, foarte scurt, ce scuze, foarte, foarte scurt această listă a artiștilor. De fapt, mi-aș permite să vă mulțumim mult, să vă dau citire unor diplome pe care le-am conceput aseară, târziu, din respect pentru munca noastră a artiștilor și cu mulțumirile pe care le primiți din partea organizatorilor. Aici vreau să menționez în mod deosebit eforturile pe care le facem în cadrul Fundației Naționale Niște Țărani, Fundație de Interes de Utilitate Publică, și să-i mulțumesc pentru aportul deosebit pe care îl are în conducerea Fundației președintului onorific, în primul rând, maestru Dinu Săraru, și președintele Fundației, generalului Dora Antonescu.
Deci aș începe, pentru că am găsit-o prima, aș începe prin a adresa mulțumirile mele și pentru a decerna o diplomă de excelență care se acordă domnului Grigorie Minea pentru participarea cu sensibilitate artistică, inspirație și dăruire la expoziția Go Constantinescu, un savant de renume mondial, un fermecător dialog între știință și artă, la aniversarea unui veac de la crearea unei noi științe, teoria sonicității. Vă rog, maestre. Știți să spun că, în mare parte decât pe luna trecută, am avut deosebită plăcere să fiu partener la expoziția pe care maestru Grigorie Minea a avut-o la Pitești, în aceeași selectă organizare și cu ochiul atent și, bineînțeles, a plecat spre fenomenul artistic de 35 de ani de când ocupă funcția de organizator de expoziții în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici din România, care este, bineînțeles, partenerul nostru și care este domnul Mihai Precup. Am înțeles? Nu mai citesc textul. Mulțumesc. Mulțumesc, bineînțeles. Sunt niște proiecte pe care le avem împreună cu Uniunea Artiștilor Plastici. Țin să vă spun că am avut tabăra de pictură împreună cu partenerul meu, Fundația Națională, Fundația CMI Magro în Piatra Neamț, domnul profesor Cornel Miftode, și nici nu-mi dau seama când au trecut 6 ani de atunci, dar sper să mai recidivăm, dacă vreți, în aceste acte de înaltă ținută artistică. Vă rog să îi mânați domnul Precup și domnului vicepreședinte Gheorghe Dican. Este vorba de vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici din România. Este vorba de lucrarea Geniu pe care a realizat-o domnul Dican. Mergem puțin mai jos, coborâm de la Piatra Neamț. Nu-i nimic. Deci e vorba de prietenii din Brașov și aș dori să-i adresez mulțumirile mele distinsului artist și galerist Ovidiu Cărpușor. De asemenea, un participant adus din Brașov, dar nu știu localitatea, domnul Cristian Codilă. Ploiești, via Brașov. Mulțumesc mult de tot. De asemenea, tot din Brașov, dar venită din Brașov, dar din altă parte, Mihaela Vieru. Vă mulțumesc. Lucrarea dumneavoastră este? Care este? Exact. Ce se numește? Atelierul de invenție. Asta vreau să vă spun, că sunt și lacune, chiar dacă poate ați apreciat calitatea acestor materiale, dar au fost și lacune, n-am mai apucat să mai terminăm etichetele. Dar este vorba de lucrări care au fost gândite, bineînțeles, și este foarte greu ca un artist să intre în personajul, să cunoască personajul și să aibă această inspirație și acest talent, bineînțeles, de a intra în starea de spirit a personajului. Nu în cele din urmă, este vorba de un mare artist al artei plastice românești, cel care a realizat portretul lui Go Constantinescu, maestru Corneliu Vasilescu, vă rog frumos. De asemenea, cel care a fost alături de mine și a avut prima lucrare cu Go Constantinescu, un medalion foarte bine conturat, cu întreaga personalitate marcant a lui Go Constantinescu, este vorba de cel care a fost prezent în două tabere ale cunoscutei tabere de la Măgura Buzăului, cu care dorim să facem un mic reveniment cu ajutorul următorului prieten pe care o să vi-l prezint. Este vorba de sculptorul din Buzău, Radu Afteni. Vorbeam de Buzău și nu putem să trecem peste un artist care este vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici din Buzău și care a avut exponate în Galeria Contrast. Acum vom fi împreună, sper, la Londra, unde am încercat să organizăm o
o expoziție de artă într-un festival care, la care participă a doua oară, este tot în aceeași notă știință și artă, în 5 decembrie 2015 am avut această conferință la Londra, oraș unde Goku a ajuns în anul 1910 și unde, iarăși acest dialog între artă și știință, unde a dotat cu 50.000 de avioane amiralitatea engleză care a câștigat supremația față de germani, 50.000 de avioane dotate cu sistemul Constantinescu Fire Control Gear, adică de tragere printre palele elicei. Prietenul meu din Buzău se numește artistul Gheorghe Ciuban. Mulțumesc și sper și cu ajutorul dumneavoastră să revigorăm tabăra de sculptură și cu domnul Precov am vorbit pentru a pune în valoare aceste opere. Sunt 256 de opere, 16 ediții, câte 16 artiști în Buzău. Radu Aftenie a avut două lucrări deosebite, Eroica și Burebista, care era Burebista imortalizat cu mâna pe Sfântul Pământ al Patriei și numai mâna avea o lungime de 9 metri. De asemenea, mulțumiri artistului Cristian Bădescu. Nu este. Poftiți, vă rog. Nu în cele din urmă, este vorba de un prieten drag al galeriei Contrast, care este vinovat, bineînțeles, în ghilimele mele, cu revigorare acestui spațiu la care țin foarte mult și care a avut meritul să aibă 3 expoziții personale aici, cu Bucureștiul, icoane românești și în viziunea artistului și un ciclu care se numește București de azi, viziunea artiștilor de mâine și care surprinde în mod strălucit, zic eu, imaginea acestui București care plânge și râde, dacă vreți, sunt clădirile, case care plâng, clădirile care nu mai există și clădirile care, într-adevăr, au fost reamenajate și repuse în circuitul arhitectonic de excepție al Bucureștiului, plecând de la 1906 aceste clădiri de patrimoniu de excepție. Prietenul meu din Piatra Neamț se numește Laurențiu Dimișcă. Mulțumesc, Laurențiu, și să vă spun că acum câteva zile domnia sa a inaugurat lângă Piatra Neamț, la Gura Văii, Centrul Internațional de Artă Populară Contemporană Laurențiu Dimișcă. Și acolo, cred că o muncă deosebită în stilul dânsului lucrarea este în camera cealaltă, a reușit să facă un proiect județean cu niște copii, 12 copii, care l-au ajutat, dar în același timp au fost inițiați în tainele picturii. Și a mozaic. Și a mozaicului. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. De asemenea, vreau să vă spun că am întâlnit un artist care este, în primul rând, axat pe portret și care a realizat foarte bine această luminoasă figură a științei românești prin aceste formule matematice. Este puțin cunoscut faptul că Gheorghe Constantinescu a fost șef de promoție și a fost un matematician desăvârșit și nu un inventator, cum a fost Edison, care s-a bazat mai mult pe sclipirea lui decât pe formulele matematice. Artistul se numește Iulia Uță. Dacă tot am încă o diplomă, vreau să aducem un omagiu celui care este cu atelierul mutat puțin mai sus, în ceruri, și care a fost timp de 30 de ani șeful catedrei de sculptură a liceului Nicolae Tonița și are aceste vazorelefuri și această lucrare cu cele 3 țări românești.
și care înseamnă unirea face puterea și am lăsat-o pe perete de la expoziția pe care am avut-o cu unirea anul trecut, pentru că acest număr coincide cu 100 de ani de ai României, cu 100 de ani de la teoria sunicității. Artistul se numește Nicolae Pascu. Dacă am uitat, Marius Burhan mai este, aici și Radu Aftenie am spus. Nu vreau să vă mai țin. Nu, o să am o surpriză la sfârșit, dar acum vreau să-mi permite să îi dau cuvântul domnului profesor mai întâi, pentru că este puțin mai mare. Și să ne... domnul profesor, pe care îl rog foarte, mult, să ne spună două cuvinte. Deci domnul profesor Alexandru Măruță este în acea fotografie. Atunci aveați 36 de ani, domnul profesor. 36 de ani. Gogu Constantinescu avea 83 de ani. Și dânsul îi arăta instalația sonică pe care a descoperit-o Gogu Constantinescu și domnul profesor, atunci la 36 de ani, era șeful atelierului de proiectare de la ISPH și i-a prezentat pompa sonică. Spuneți-ne două cuvinte despre întâlnirea pe care ați avut-o, vă rog. Eu am avut foarte multe legături cu el. Aș vrea să atrag atenția. Să atrag atenția asupra acestei fotografii. Nimeni nu sezizează faptul că printre toți moșnegii de aici așa, un tinerel, un șmecher cu mâna în buzunar arată că datorită lui primul război mondial s-a scurtat cu un an și România Mare a devenit mare formă radicală. În același moment, în 1918, cât mai târziu. Foarte important. Ceea ce nu este prea bine cunoscut, trebuie să le luăm problema, e faptul că după 30 de ani, americanii s-au trezit că ei au descoperit teoria sanicității. Și atunci a fost o luptă mare și care s-a încheiat la un congres internațional, al 10-lea congres internațional de cercetări hidraulice de la Londra din 1963. Unde ne-a ajutat și un mare hidraulician francez, care, pe deosebire ce am spus noi, dar important e ce spun alții. A zis, noi toate lucrările venite de la România sunt datorate experienței lui Gogu Constantinescu, un autor rar întâlnit în cărțile moderne. Asta e o chestie care acum luptăm să o readucem. Nu se poate. Amicirea din 63 ne-a ajutat un hidraulician francez, Charles, care a spus într-adevăr care este situația și că Gogu e cel care... Sunt multe de spus, unele trebuie reluate, trebuie să ne reluăm. Eu am 56 de ani, știe, sunt în 63, de ce poate. Nu se știe faptul că americanii au vrut să preia. Și am reușit la 10-lea Congres Mondial de la Londra, să îi... Dar, cu ajutorul altora. Dacă nu era acolo un francez care să spună ce s-a prezentat, au fost din lucrările lui Constantinescu, un autor rar întâlnit în cărțile moderne. Ceea ce trebuie făcut acum și reluat. Adică sunt niște lucruri... Mi-e greu să vă spun acum ce urmează. Dar niște chestii fantastice.
fantastice. Chiar le avem în lucru. Cum poți găsi în câteva minute unde se află o vietate pierdută undeva în lume. E fantastic. Și acum lucrăm și cu diverse echipe care pleacă, nu ne spun unde și când vin înapoi, unde am fost și le spunem. E fantastic. Dar cum? Cum? Cam cum? E fantastic. Se poate urmări și găsi imediat un criminal, un fugit, un decedat. Unde e el îngropat acolo? Sunt chestii formidabile și le avem în lucru cu echipe care pleacă și ne spune, când venim înapoi, să ne spui unde am fost. Pe ce bază? Pe o poză sau pe o semnătură? Dacă am o semnătură a cuiva de dumneavoastră, vă pot găsi unde sunteți și în America. Treaba este fantastică. Dar nu e momentul și asta o să reluăm. Pentru că are la bază teoria sonicității. Ce mai vreți? Mulțumesc, domnul profesor. Țin să spun că la vârsta de 92 de ani, dânsul vine pe jos, bineînțeles, fiind în putere la mine și acum, cu 2-3 luni, mi-a adus un nou proiect, o nouă invenție. Dânsul este autor a nouă invenții, este laureat al premiului Traian Voia al Academiei Române și a avut ca teză de doctorat ejecția sonică a lui Gogu Constantinescu. Și mi-a spus că vrea acum să facă un nou proiect, o nouă invenție, caloriferul sonic. Așa e, domnul profesor? Caloriferul sonic. Sigur. Da? Da. Aplauze pentru domnul Alexandru Moru. Mulțumesc, domnul profesor, vă așteptăm un mijloc cu drag să continuăm. Aveți tot timpul, domnul profesor. Aveți tot timpul. Dați-mi voie să vi-l prezint pe domnul Mihai Precup, de la Uniunea Artiștilor Plastici din România, cu mulțumirile mele pentru sprijinul pentru organizarea acestei expoziții. Foarte frumoasă, un documentar extraordinar. Bună seara. Seară deosebită, amintele. Lași estimați iubitori de artă și artiști plastici. În această seară, mă repet, în această seară deosebită, mă durisesc că am trăit niște emoții pe care le-am avut de multe vreme și nu de multe ori într-un spațiu cultural, pentru că este o seară cu totul și cu totul tipică. Sorin Mihăilescu, inginerul Sorin Mihăilescu, da atenție la cultură, spre cum nu dau anții la băutură, ca să zic așa. Deci o să bem și ceva dacă ne invită după aceea. Lăsând dubița la o parte, preocupările domniei sale de a pune în valoare, eu știu, prin metafore, arta plastică românească într-o limbă perfectă cu idei și cu valori din alte lumi, pe alte planuri, iată, nu, știința, tehnica, impresionante toate aceste informații, mă duisesc că nici 10% din informațiile pe care le-am aflat în seara asta de la domnul Mihăilescu nu le dețineam. Ne-a avut un pic de inclinație către zona aceasta, care este extraordinar de interesantă. Nu vreau să vă țin prea mult, doar să spun că ideea a fost de a dedica acest omagiu indiscutabil mare personalității din lumea științei și tehnicii prin prezența pe simeză a unui număr de artiști
specialiști destul de mare și vorbim aici pe de o parte de maestri consacrați, dar și artiști la început de grup, criteriul fiind unul singur, ștacheta ridicată, talentul, nu, valoarea intrinsecă a celor care au răspuns afirmativ la invitație. Mai departe, cred că nu are niciun fel de sens să continuăm, decât să ne încărcăm în continuare cu minunatele clipe pe care le-a propus Sorin Mihăilescu, căruia eu mulțumesc că există și că se pot întâmpla asemenea minunate povești care devine realitate până la urmă. Să-i țină Dumnezeu, nu e năravă, e har. Și în felul acesta zice eu că este și o invitație în sensul în care acest spațiu, convențional fiind galerie de artă, se poate transforma și în, eu știu, clipe mai puțin întâmplate pe tărâmul acesta. Am vrut să spun cu alte cuvinte că această galerie este deschisă sufletelor celor care înțeleg această stare și vor să empatizeze cu lumina care, iată, se dăruie și în această seară. Îi mulțumesc lui Sorin, vă mulțumesc domnilor voastre pentru prezență și vă doresc numai bine. Mulțumesc domnul trecut. Îmi dau seama că, așa cum îi spuneam și maestrului Grigore Mina, care a venit mai târziu, cei din urmă sunt cei mai apreciați. S-a lăsat așteptat și mulțumesc pentru că a venit și mulțumesc pentru opera realizată. De ce am făcut această analogie? Pentru că, fără să-mi dau seama, am uitat să precizez numele celei pe care o reprezint și pentru care ne aflăm aici. Este vorba de un artist plastic desăvârșit, este o artistă de renume național, care a avut bucuria să fie în preajma marelui Camille Resu, a marelui Nicolae Dărăscu și, mai mult cunoscut în gravură, Simion Iuca. Este vorba de Rodica Pandele, care ne-a dăruit o bogăție cromatică de excepție. Acest tablou se numește Vis, este visul omenirii de a merge mai departe în acest dialog, v-am spus, fermecător, tulburător, între știință și artă. Dânsa, am avut, bineînțeles, acest noroc să fiu în preajma dânsei, să fiu moștenitorul dânsei și i-am promis și mi-am propus și mi-am promis să îi fac cunoscut numele, pentru că din cauza unei stări de sănătate precare nu a putut să participe în ultimii ani ai vieții la expozițiile pe care și-a dorit foarte mult. Dânsa are un ciclu absolut de senzație. Pentru Enescu știu că a stat luni de zile până să studieze și până să facă un portret care este la conservatorul Ciprian Porumbescu. Pentru Eminescu am achiziționat de curând o operă care se numește Eminesciana, făcută în 1980 și care a fost la expoziția de la Muzeu Ciobanu, la expoziția Universul Eminescu. Vreau să fac cunoscut aici și numele profesorului Ierie Rușianu și să-i mulțumesc pentru cele trei ediții pe care le-am făcut împreună. Este vorba de Salonul Universul Eminescu, trei ediții. O ediție a fost la Galeria Contrast, o ediție a fost la Academia de Știință din România și o ediție la Buzău, la Centrul Județean, în luna iunie, comemorând moartea niște ani de la dispariția Luceafului Românesc. Mă întorc la Rodica Pandele și spun că îi datorez acest spațiu și această idee de a pune în valoare opera dânsei și exact cum spune acolo, m-am străduit să ajung prin aceste lucrări în gândirea și la inima iubitorilor de artă pentru a aduce un neprețuit omagiu maestrului Camille Resu. Mulțumim, Rodica Pandele, și în încheiere vreau
vreau să vă citesc, pentru că dialogul între artă și știință se continuă cu încă două componente foarte importante, respectiv poezia și muzica. Am o colaborare deosebită și aș vrea din nou să-i mulțumesc unui general al Armatei Române, un general al poeziei românești, care se numește Nicolae Rotaru, rugându-l să îmi spună câteva cuvinte despre marele Gogu Constantinescu, fiind bineînțeles și inginer, profesor universitar, doctor inginer Nicolae Rotaru, ne-a spus următoarele. Odă sonicității centenare. Românul cel născut poet, cum spun un son, pe-a lumii pom mirabil un viguros altoi, și în patru zări terestre e astăzi de bon ton să ne mândrim cu ai patriei vestiți eroi. Un son pentru un vibrant poem înălțător, ce-ar aminti de primul bard de Eminescu, în care invocăm un mare om cercetător, savant român universal Constantinescu. Cum îl știa tot continentul întreaga lume și cum e astăzi consemnat în acte la UNESCO, eroul din Craiova fac din nume de renume, inventatorul George Constantinescu. Da, George Gogu, un astru între stele, un inginer de geniu, inovator, prolific, prim absolvent la școala de poduri și șosele, iscoditorul tehnic, puternic și magnific. Savant între savanți Einstein, Marconi, Bell, Kelvin, Curie, Lodge, Lister, Larmor, Ross, Edison, Wright, Rutherford, Burton, Dewar, Ramsay și el, plus Thomson, colegi de bază, nobilul Pluton. Cupole, poduri, construcții din beton armat, clădiri, mașini sau arme, chiar și un hidroglisor, descoperiri, invenții, construcție talon și un tun sonic primul, ca și un sincron motor. L-au dus în panteonul gândirii planetare, al iscodirii formei și fondului mecanic, vibrația ca sunet al forței tutelare, fiindu-i țel de viață pasional, organic. Din 400 de brevete norocoase, vestitul inginer oltean pe timpul vieții, cinstirea aducem azi doar celei fabuloase, știuta teorie a sonicității. Coincident festin al timpului răzleț, când preamărim un veac de unită țară, să consemnăm cu fală ce măreț, că și sonicitatea este centenară. Văleaturi vor tot curge ani, evuri și milenii, iar centenara azi, brava sonicitate, ca tot ce au zămizlit ale planetei genii, folosul și tot vădește pentru eternitate. Mulțumim Gogu Constantinescu, mulțumim Nicolae Rotaru și în încheiere, dacă am spus că este acest dialog între artă și știință, am trecut prin poezie și tot pe versurile lui Nicolae Rotaru, care, repet, are 113 cărți, cea de-a 42-a și cea de-a 113-a au fost la editura Contrast, care mi aparține, și mă mândresc cu asta. Tot dânsul a scris pentru un sonet, un mic cântecel, și am avut plăcerea să rog să îl pună pe note muzicale pe prietenul meu din timpul cenatului Flacăra, din timpul cenatului Scânteia Tineretului, un împătemit al cântului adresat tinerilor artiști de atunci, care acum poate au ghiocei la tâmple, și care are o carieră la braț cu chitara. Este un muzician desăvârșit, compozitor, interpret, și vă mai țin în suspans puțin, am făcut împreună de 2 ani de zile de când colaborăm acest imn național, care se numește Imnul Marii Uniri, anul trecut, prilejul Zilei Naționale României, care se numește Imnul Marii Uniri și care, spre bucuria noastră, are aproape 50.000 de vizualizări. Meritul este, ca să numesc toată întreaga echipă, colegul meu de la IT, directorul de IT, Dan Niculescu. Este vorba de inimosul cantautorul Eugen Stan, pe care rog să ne spună și să participăm împreună în încheiere la acest plăcut moment, pentru care eu vă mulțumesc foarte mult și vă aștept oricând la Galeria Contrast. Erau și un faimosul inginer, domnul Constantinescu, un geniu creator de caracter. Domnul Constantinescu,
O secundă, domnule Eugen. Da. Îmi cer scuze din nou că am fost